seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjean. Suntem împreună cu domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. La acest moment, adică de la ultima întâlnire, dumneavoastră aveați în momentul acela, la momentul când ați ajuns când ați fost la noi în emisiune, așteptați niște întâlniri cu noul guvern de tehnocrați, sau era perioada aceea de tatonare. Iată că totul s-au mai dus lunile, avem deja o guvernare tehnocrată de vreo 4-5 luni. Au existat întâlniri între principala federație sindicală din învățământ și guvern? Între domnul ministru Curaj a participat la o ședință, la o întâlnire cu liderii uniunilor județene din toată țara. Au fost dumnealui și a ascultat problemele cu care ne confruntăm. Avem promisiuni atât de frumoase, dar deocamdată nu avem nicio certitudine că toate solicitările noastre sau măcar o parte din ele să-și găsească rezolvare în mandatul dumnealor. Ca atare, Federația Sindicatelor din România, FSLIU, a solicitat, a înaintat o adresă primului ministru, guvernului, și solicită o întâlnire cu domnul prim-ministru în termenul cel mai scurt. Bine, acum știți cum am avut exemple de guvernanți, chiar dacă a fost o relație mult mai strânsă cu vechiul guvern a învățământului, deci a beneficiat, să spunem, de o prioritizare mai bună din partea fostului guvern. Am putut vedea în ultimile luni că singurii care au ajuns să fie luați în seamă, și ne gândim la chiar și la ciobani sau la celelalte, s-a ieșit în stradă. De regulă, știți cum e cu dascălii, nu prea au reputația asta că ar face prea mult în stradă, adică ar ieși prea mult în stradă. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Sau, să zicem, ne-am putea gândi ca în acest an să ajungem chiar la proteste ale cadrelor didactice? Probleme sunt multe și dacă o să avem timp o să le enumerăm ce probleme avem de rezolvat cu actualul guvern. Mai avem de parcurs și această etapă, deci solicitarea noastră de a ne întâlni cu primul ministru. După aceea vom, dacă această solicitare nu se va realiza, Colegiul Național al Liderilor, întrunit acum două săptămâni la Federație, a hotărât ca primă măsură pichetarea sediului guvernului, iar ulterior șah la rege, adică o manifestare așa cum știm să facem și cum am făcut acum 2 ani, un meeting de 10.000 de oameni sau chiar mai mult. Deci atenție, știre în exclusivitate, cadre didactice pot să iasă în stradă, deci putem ajunge acolo dacă doleanțele cadrelor didactice nu vor fi ascultate. Sunt foarte multe lucruri care au rămas de la guvernul Ponta și probleme stringente ale învățământului, nu mofturi ale liderilor de sindicat, sunt problemele învățământului, pentru că pe liderii de sindicat nu ne interesează numai salariul și ceea ce bagă profesorii în buzunar. Pe noi ne interesează și cum merge, cum funcționează acest învățământ. Nu ne este indiferent faptul că programele școlare sunt supraîncărcate, când învățământul este preponderent informativ, în loc să lase locul unui învățământ formativ, adică copilul să iese cu anumite deprinderi din școală, nu doar cu noțiuni teoretice. Problema
manualelor școlare. Nu e problema sindicatelor, dar este o problemă și pentru cadrele didactice care nu pot ca să își facă actul educațional, să își îndeplinească conform programelor așa cum își doresc. Haideți să ne gândim. Generația de este acum în clasa a treia, de 3 ani și au ajuns în clasa a treia, de fapt au plecat cu pregătitoarea, atunci n-au avut nevoie de manuale. Dar practic până în clasa a treia n-au avut manuale la începutul anului școlar, la niciunul dintre anii aceștia școlari. Da, acum ni se promite că pentru anul viitor vor avea, dar eu... Da, au trecut deja 3 ani și copilul ăla așteaptă încă un manual pe bancă, da. Când vine la 15 septembrie. Păi vine manualul luna mai și intră în vacanță în iunie. În iunie, pentru 2 săptămâni își face poză cu el și, mamă, Doamne, ce mai abecedar am avut. Federația Sindicatelor a solicitat sau solicită acum înființarea unei edituri sau un monopol pe editarea de manuale, să nu mai trebuiască să facem 7000 de licitații, să vină contestație care nu-i convine. Nu, domnule, să se editeze un singur manual, o singură editură a Ministerului Educației. Adică fosta EDP, că asta e regia autonomă, exact, a Ministerului. A Ministerului, care să se ocupe de tipărirea acestor manuale, să nu mai apară această concurență, această bătaie între edituri, iar copiii stau fără manuale. Păi aici e problema, că practica, deși spuneați dumneavoastră mai devreme că nu-i treaba sindicatelor, ba, cred că este și a sindicatelor dintr-un simplu motiv. Ia gândiți-vă, manualul este gata acum, dar avem licitație, avem după aia blocat, contestată, din nou contestată, prin justiție, nu numai pe căile normale, și normal că de la termenul de ăla de, să zicem, 5-6 luni sau până într-un an, ajungem chiar și la 2 ani la câte o licitație, când nu intervin și organele și de gen între timp DNA și altceva. Termină generația respectivă, da, și schimbăm manualele și ce mai tipărim. Da, banii îi aruncăm pe fereastră. Normal, și atunci banii, domne, sunt pentru manuale, îi folosește Ministerul Educației pentru ceea ce trebuie. Da, sunt probleme, deci exact ați punctat câteva probleme din sistemul de educație care teoretic ar trebui să se rezolve măcar până anul viitor, când ar trebui să intre în, să zicem, în aplicare noul curriculum național, de fapt noile planuri cadru, noul plan cadru la gimnaziu. Ce știți despre această problemă? Deci a trecut 7 și 7 martie, deci noi trebuia să avem de pe 7 februarie aleasă o variantă de plan cadru care se intre din nou în dezbatere publică. Suntem deja cu o lună întârziere și nu avem planul cadru care să-i fost ales, care să-l punem din nou, adică un singur plan cadru care să-l avem din nou în dezbatere națională. Din toate întâlnirile care au avut și s-au discutat cele trei variante, se pare că a ieșit învingătoare cea de-a patra, adică să rămână tot așa. Dar măcar rămâne tot așa, pentru că nu știm la acest moment. Deci ministerul trebuia să, împreună cu Institutul de Științe sau cel care s-a ocupat de această organizare, trebuia să ne comunice oficial care este varianta care va fi din nou supusă dezbaterii publice. Și asta trebuia făcut conform calendarului ministerului de pe 7 februarie. Domnul profesor, spunea domnul Hăncescu că de la 1 ianuarie a înaintat diverse adrese Ministerului Educației, în speță Ministrului Educației. Adrese de la care nu a primit niciun răspuns. După o lună de zile s-a dus să se intereseze. Dom'le, am depus adresa cu numărul. Vreau răspunsurile, au trecut cele 30 de zile. Trebuie să dai un răspuns. Nimeni, toți funcționarii Ministerului Educației, directori, ce funcții îndeplinesc pe acolo, întreabă pe unul pe celălalt. Adresa lui domnul Hăncescu, adresa de la Federație. Noi nu am primit niciun răspuns de la Ministerul Educației la problemele care au fost semnalate de Federație. Deci nu putem spune că este o atmosferă de lucru la Ministerul Educației ca să putem spera la ceva nou. Da, ce spuneți este destul de grav. Să nu uităm că
este o lege a transparenței administrative, sunt diverse alte lucruri la care ar trebui să țină cont guvernul și Ministerul Educației. Pe de altă parte, la acest moment, cred că nu s-au, cu toate că se spun, ministrul, în momentul când apare public, lansează diverse idei, unele foarte, deci niște idei foarte generoase, unele ar fi bune pentru sistemul de educație, însă am senzația că acelea sunt doar pentru la televizor, deci în sensul că nu au și urmarea practică. Adică avem de gând să facem asta, vom vedea când facem în următorii ani, dar de fapt eu am mandat scurt, să zicem, de până în noiembrie și vedem ce s-a mai întâmplat după. La întâlnirea care a avut loc cu liderii de sindicat, problemele pe care le spuneau colegii din sală, așa este, ne-am gândit și noi, încercăm să facem, vedem, toate problemele erau știute de domnul ministru și va încerca să le rezolve. Exact, deci asta în fața noastră a liderilor de sindicat. Aia s-a văzut și în celelalte întâlniri pe care le are și care sunt televizate, că le cunoaște problemele și până la urmă... Bine, dânsul vine din sistem, spre deosebire de alți miniștri care poate până la momentul acela n-au avut legături cu ministerul. Domnia s-a lucrat în minister pe diverse poziții, deci ar trebui să știe destul de bine problemele educației. Posibil să le știe, dar în același timp să nu poată să facă nimic. S-au adunat multe, multe, odată manuale școlare, odată programele școlare, planul cadru, deci pe toate acestea și nu reușesc să se întrunească toți ca să discute. A apărut sau au încercat cu legea salarizării bugetare. Au pornit de la draftul care a fost cu de vechiul făcut lăsat de Romana Plumb, da. Exact. Sau coordonat de Romana da, Plumb. Că da. În principiu este bine în momentul în care domnul Hâncescu a venit cu comparațiile pe orizontală la grila de salarizare și a luat a demonstrat că în sistemul bugetar sunt în jur de 30 de funcții egale. Aceleași funcții se regăsesc în toate ministerele, dar diferența de salariu este foarte mare. Suntem, ceea ce nu e normal. Ceea ce nu este normal. Salariile din învățământ sunt cu 45% mai mici decât cele din administrație. Ei sunt, iar la fel, foarte, foarte mult. Marea majoritate a cadrelor didactice sau celor care lucrează, nu marea a cadrelor, celor care lucrează în învățământ, cam 80% sunt cu studii superioare și au salariu la 40% din 25% din salariul magistraților. Nu este corect. Cred că și cu toate, nici la 25%, cu toate acestea, Federația le-a atras atenția și, într-adevăr, ulterior i-au cerut la Ministerul Muncii și la Ministerul Finanțelor să fiecare sistem bugetar să aducă statul de funcțiuni ca să vadă care sunt acele funcții care se regăsesc în toate ministerele, în speranța că se vor uniformiza, adică femeia de servici dă cu mătura și în tribunal și în primărie și în școală, din contră în școală mai face și educație, îngrijitoarea aia de la cămin, de la grădiniță, trebuie să ia copilul să-l învețe să se dezbrace când se culcă, să îi dea în gură, să-l așeze la masă, să strângă masa după el, pe când femeia de servici de la primărie eventual se duce și face piața pentru funcționari primăriei. Sau ia sport de calculator. Sau ia sport de calculator. Sunt câteva lucruri care nu le putem lăsa deoparte. Sau informaticianul. Păi un informatician este și în sistemul de învățământ la o școală și la primărie care se ocupă cu sistemul informatic. Sau la tribunal, deci în instanțele judecătorești și diferențele exact, sunt care enorme. Care asigură funcționarea instalației. Bun, din ce știți dumneavoastră la acest moment, să zicem așa, există vreo
soluție ca această lege a salarizării unitare să mai fie cumva aplicată în acest an sau măcar în anul viitor? Pentru că vă spun, și înainte de a răspunde dumneavoastră, vă spun că percepția, chiar dacă nu au existat prea multe declarații oficiale, este că s-a cam abandonat ideea. Da, e greu să-și asume responsabilitatea un guvern de tranziție, un guvern care știe clar că va funcționa până la sfârșitul, până la sfârșitul anului. Mai mult, ca simpli cetățeni, vedem că această sau acea relansare fiscală care fusese pornită anul trecut a fost lăsată undeva deoparte, adică o simțim că vânzătorul ăla nu-ți mai dă bonul decât dacă îl ceri sau spune așteptați puțin față de anul trecut și posibil ca încasările la bugetul statului să scadă și e normal ca un guvern, acest guvern să nu poată să aplice, să elaboreze această vilă. Mai mult, merg până acolo încât cei din administrația prezidențială și-au triplat salariile și indemnizațiile în vară, iar acum ei stau bine mersi, inclusiv primul profesor. Da, primul profesor al țării, președintele României. Aș vrea să discutăm punctual pe multe dintre probleme. Una dintre ele pe care nici nu știu dacă mai e bine să o mai aducem în discuție, pentru că toate guvernele au promis acest lucru, e în legea educației un articol care nu se aplică, acel 6% din PIB. Sunt perspective în următorii ani, pentru că dacă, din ce se vede pe alte sectoare, dacă la armată s-a zis că se va merge spre 2%, iată că de la anul viitor vom avea 2% la armată. La sănătate, procentul crește de la an la an, prin investițiile de vin la Uniunea Europeană, se vorbește anul viitor că vor ajunge undeva spre 5% mai mari decât în sistemul de educație. Care este pulsul în această direcție? Solicitările Federației pentru anul acesta avem 3,8 din PIB, în condițiile în care în legea 1 se spune 6% din PIB. Noi în adresele făcute către guvern, către Ministrul Educației, încercăm măcar o creștere progresivă a PIB-ului, o creștere constantă în fiecare an a PIB-ului, să ajungem undeva măcar în 2020 să avem un 6% din PIB pentru educație. Legat de asta și de salarizarea cadrelor didactice, la un moment dat a existat acel protocol cu vechiul guvern în care etapizat practic și salariile din educație ajungeau undeva, practic se dublau până în 2018, deci sau până spre 2020 s-ar fi făcut unele lucruri de acest gen. La acest moment, înțeleg că nu avem, să zicem așa, o poziție oficială din partea guvernanților dacă vom mai aplica aceste lucruri sau nu. Dovadă inclusiv în sănătate, practic, asistăm la un blocaj din acest punct de vedere. Da, previziunile sau spre ce ne îndreptam era undeva ca debutantul să ajungă undeva la 2600, iar un profesor la final de carieră să aibă de două ori și jumătate salariul debutantului. Aceasta era viziunea și solicitarea federației noastre, a liderilor de sindicat, și asta o solicităm în continuare în această lege a salarizării bugetarilor. În același timp, obiectivul este și undeva, deci să fim în a doua treime a grilei de salarizare a bugetarilor. Nu știu ce va fi, deocamdată nu știe, țin foarte bine de aceste proiecte ale legii salarizării, încât nimeni nu știe unde suntem, ce salarii se negociază, se discută acolo.
tot legat de bani, că principala problemă a educației este lipsa de finanțare, asta e cu siguranță, pe diverse domenii, de la salarii și până la procesul instructiv educativ. Exista o inițiativă, din ce știu, cel puțin a fost enunțată publică a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, inclusiv dumneavoastră ați anunțat-o la Gorj, aceea prin care, practic, doar cheltuielile materiale rămâneau la primărie, iar în funcție de costul standard, care s-a schimbat puțin ca raportare, să fie salarizarea cadrelor didactice, să fie directă prin Ministerul Educației și să meargă direct la școli, pe PJ-ul și pe... Deci, practic, să evităm puțin acest bloc. Nu blocaj, dar orice caz, procedeu greoi. Deci, în momentul când se face o rectificare și la școli e nevoie foarte mult în ultimul timp, datorită standardelor acestea foarte reduse, ne trezim că trebuie să treacă banii prin Consiliul Județean, prin primărie, prin de ce nevoie de ședințe. Mai ajunge la Consiliul Local, unde consilierii trebuie să aprobe rectificarea bugetară respectivă. Păi, în luna februarie, de salariile aferente lunii ianuarie, cred că jumătate din unitățile școlare din județ au luat salariile pe finalul lunii februarie. După data de 20-25 februarie, așteptând ca să se țină aprobarea bugetului, că nu trecea bugetul în consiliile locale. Deci a fost cazul, de exemplu, cel mai elocvent a fost la Săcelu, în care a fost blocat și la insistențe s-a convins unul din consilieri ca să voteze pentru buget, ca să poată să treacă să-și ia profesorii salarii. Deci ar evita o problemă de acest gen. A fost intervenția și a inspectorului general, dar și a liderului de sindicat din zona respectivă, domnul Popica Adrian de la Novaci. Bine, sindicate care sunt afiliate Uniunii Sindicatelor. Sunt afiliate la noi, la Uniune. Vedeți, de exemplu, problema aceasta a finanțării învățământului, toată pornește de la stabilirea acelui cost standard pe elev, care nu este deloc în concordanță cu necesitățile sistemului de învățământ. El stabilește salariul, este stabilit în funcție de salariile cadrelor didactice, ne luând în calcul și celelalte aspecte. Astfel, la sfârșitul fiecărui an, spre sfârșitul fiecărui an, marea majoritate a școlilor epuizează banii pe costul standard. Nu a avut, deci normal, acest cost standard ar trebui discutat într-un Consiliu Național pentru finanțarea învățământului preuniversitar. Ori, practic, el și pentru acest an a fost stabilit de către Ministerul Educației prin hotărâre de guvern în baza salariilor care există. Dar e o problemă, apropo de chestia asta. Am avut, anul trecut, că a fost un an cu multe realizări, am avut o creștere salariară undeva peste 25% sau în jur de 25%. Da. Ei, costul per elev a crescut cu 18% la nivelul anului. Deci dacă n-a acoperea până acum decalajul s-a și mărit. Pe o parte. Iar pe cealaltă, foarte important, nici măcar școlile care, să zicem, ating standardele minime ca efective, nu se pot finanța din acea. Deci ele au lipsă pentru că există încadrare cu gradul 1, există gradații de merit. Au gradații de merit, sunt la efectivele normale. Deci nicio clasă nu este sub efectiv, chiar sunt peste efectiv, funcționând cu număr mai mare de copii în clasă. Și banii tot nu ajung. Apoi la o școală mică unde funcționează clase și cu 15 copii sau 20 de copii în clasă și profesorii au același salariu, indiferent că au 20 de copii sau 30. Salariul este același pentru cadrul didactic, deci costurile cu salarii sunt aceleași. Ce ar fi de făcut aici? Deci să facem acel consiliu, ce pot să facă sindicatele mai mult în această direcție, pentru că în varianta, să zicem, anul acesta s-a mers pe o variantă de mijloc, adică s-a apelat la un articol din legea educației prin care comunitățile locale și-au luat angajamentul că în varianta că nu ajung banii vor finanța consiliile locale. Articolul acela de lege n-a funcționat până acum, deci nu este aplicabil din lege.
Bun, să zicem că s-ar aplica, dar primăriile și-au luat un angajament acum de genul acesta, însă este soluția aceasta ca primăriile să contribuie la salarii în condițiile în care știm că el nu asigură bugetele nici pe partea cealaltă, sau umblăm la aceste standarde cumva ca să putem asigura finanțarea școlilor? Nu. Acest cost standard trebuie desființat. Deci luăm alt aspect al acestui cost standard. Una este, deși este împărțit în funcție de zonele geografice, dar, de exemplu, Gorjul este băgat în acea zonă geografică cu Călărașul, Constanța. Păi, unde-s munții la Constanța? Unde-s sau munții la Călărași? Constanța? Exact, aceeași zonă. Deci, da. Nu, sau nu dealurile, poate. Cu problemele care exact, sunt, cu drumurile de iarnă și cu toate celelalte. Deci nu poate ca să satisfacă oricât l-ar face. Cel mai bine este lăsat făcut un buget fiecare, deci chiar se știe foarte clar care este bugetul, cât ce înseamnă salariile la fiecare școală. Deci acesta ar trebui făcut diferit de la o școală la alta. Că, de exemplu, poate ca să fie câți copii sunt la Ecaterina, atâția copii sunt și la alt liceu mare din oraș, dar salariile pot să diferă, așa cum am vorbit, vis-a-vis de încadrarea cu cadre didactice. Da. Și atunci va trebui o modalitate, o mobilitate a acestor costuri, acestei finanțări. Da, asta cred că ar fi una din problemele mari ale educației care se cere rezolvată pentru viitor, într-un fel sau altul, că la acest moment, deci la ce se prefigurează în anii următori, riscăm să închidem foarte multe școli. Și am făcut acest lucru deja, am închis foarte multe școli și de, în afara faptului că cheltuielile au rămas cam la fel, că practic nu s-a redus nimic dintre cheltuieli, calitatea procesului instructiv educativ n-a crescut, dovadă că rezultatele la examenele naționale, gen evaluare națională sau bacalaureat, sunt la fel de slabe sau poate mai slabe decât în anii trecuți, practic am făcut degeaba aceste mișcări. În afară că am abandonat niște localuri de școală și s-au pierdut niște posturi. Da, vedeți, dumneavoastră, acești neasigurarea finanțării corecte și cât este necesar mai duce la nerespectarea unor acte din legea educației. De exemplu, nefiind bani, nu se poate reduce unele unități școlare, nu au redus norma la profesorii cu 25 de ani vechime și gradul didactic 1. Conform statutului, au dreptul la o reducere cu 2 ore a programului. Ori dacă școala nu are acolo în lege cu condiția încadrării în buget, păi dar dacă nicio unitate școlară nu se încadrează în buget, deci de această prevedere nu poate beneficia absolut nimeni din învățământ. Am înțeles. Apropo de alte probleme mari din educație, avem una dintre ele și ați pomenit-o mai la început în discuțiile pe care le-ați avut și la sfârșitul săptămânii cu Simeon Hâncescu, cu liderul. De fapt, la Gorj au mai venit și alți lideri ai FSL-ei. Au fost colegii de la Dol și colegul de la Mehedin. Deci, practic, au avut o reuniune regională. Deci și o instruire a liderilor. Colegii vin și vorbesc din experiența lor, ce acțiuni, cum sunt organizați dumnealor, cum rezolvă problemele la nivelul județelor dumnealor. Da, chiar a venit o întrebare pe chestia asta și vă și întreb dacă ați luat în discuție, bine, ați luat în discuție acea solicitare a sindicatului, mi se pare întemeiată, ca acele cadre didactice care au 30 de ani în învățământ femeile, 35 bărbații, să poată la momentul să iasă anticipat cu 3 ani față de vârsta limită fără diminuarea pensiei. Bun, e o problemă care se discută foarte mult în sistemul de educație, e vorba de cei peste 25 de ani care coboară cu 2 ore și ar avea normă de 16. Și ministerul, aici mi se pare cumva corectă poziția celor din ministerul, cum o vedeți dumneavoastră, în sensul spune, da,
a solicitat reducerea la 16 ore, dacă vrei ore suplimentare, practic le iei de la 18 încolo, adică ora 17 și 18 nu se plătește, cum se întâmpla cu ani în urmă. Cum vedeți această situație? Pentru că pe undeva, am văzut și la nivelul Gorjului, sunt sute de norme didactice așa formate. Deci, până la urmă, și acestea ar... se face o economie importantă la buget, dacă aceste ore nu se plătesc. Da, nu s-a înțeles foarte bine pentru ce este această reducere a normei de la 18 la 16 ore. Această reducere, mulți au considerat-o ca fiind o neputință a oboselii, a uzurii profesorilor și nu mai poate să facă față. Nu, trebuie privită ca o recunoaștere a meritelor cadrelor didactice care au funcționat în învățământ și au reușit să ajungă la 25 de ani vechime. Nu ca o neputință că nu mai pot ca să mai lucreze încă 2 ore și dacă le mai poate lucra pe ele atunci să-și iau suplimentare de dincolo. Nu, sindicatele nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Deci ei este recunoașterea cadrului didactic pentru activitatea depusă că a lucrat în învățământ. Nu că este uzat și că nu mai poate să facă față la 2 ore și pentru aia îi dă. Dar ministerul o consideră altfel. Da, vă spuneam, acum cinstit vorbim privind din, și acum să zicem așa mă fac avocatul celor din minister, au pe undeva dreptate, sunt totuși sunt foarte multe cadre didactice, deci am văzut o statistică la nivel de țară în care dintre persoanele peste 25 de ani vechime noi avem o pondere în sistemul de educație undeva la 50% practic sunt peste această vârstă, peste cei 25 de ani, și din aceștia peste jumătate solicită ore suplimentare, deci pe undeva efortul financiar e destul de mare. Deci... Da, sunt bani care rămân în bugetul Ministerului. Da. Și tot nu ajung, da. La fel cum tot în legea educației spune la încadrarea la începutul anului câți copii să funcționeze în clasă, iar deși media este 25, ne forțează să avem 28 de copii în clasă. Tot la fel, într-un an a venit, deci când s-au împărțit, după examenul de evaluarea națională, a venit clasele a noua, se formează cu 30 de copii în clasă. Automat, de la fiecare școală, s-a luat, deci o școală cu 8 clase, automat a luat o jumătate de clasă din altă parte. Da, corect. Acei doi copii, 16, da. Jumătate din altă, deci două colegii care da, la două școli automat se câștigă o clasă. Se câștigă o clasă, deci tot în a face economii. Apropo de întrebările care au venit, și să știți că sunt foarte multe, una dintre ele, vă spuneam mai devreme, cu asta am început că chiar era la momentul acela, se referea la faptul că ce se întâmplă cu cei cu 16 ore. Acum cineva vă întreabă, apropo de asigurarea navetei, dacă mai sunt probleme în Gorj, pentru că în continuare, și spune, iată, spune cineva de la Padeș, sunt probleme cu naveta și în zona mea, dar și în alte zone. Dacă domnul președinte știe și ce este de făcut ca primăriile să ne deconteze naveta. Din ceea ce am înțeles la Padeș, deci pentru luna ianuarie, până în ianuarie este achitată naveta, deci pentru luna ianuarie nu este achitată, dar... Aici practic nu e o întârziere, deci că ele se decontează. Este, da, dar că în luna februarie se fac documentele, până pe data de 5 ale lunii următoare se depun documentele, se ține Consiliul de Administrație la școală, Consiliul
la primărie care să aprobe banii respectivi. Într-adevăr, e o diferență, dar ce este grav, că sunt destule consilii locale care nu decontează naveta cadrelor didactice, iar noi trebuie ca să, prin personalul care îl avem, să facem, să-i ajutăm să le facem acțiuni în instanță. Și vreau ca să spun, poate aude și domnul prefect și domnul președinte al Consiliului Județean, Roșia de Amaradia nu decontează naveta, Urdarii nu decontează naveta, la Plopșorul nu decontează naveta, la Urdari le spunea primarul că le dă 80% din cât ar trebui să le dea. Pe unde suntem, la piață, negociem o lege, să aplicăm o lege? Spune clar, se decontează, în metodologie spune exact cum trebuie decontată naveta, sau vă dau 80%, în condițiile în care profesorii sunt 4 profesori la o mașină și nu plătește decât naveta la celui care, la cel care vine cu mașina, îi dă banii. Deci ar trebui plătit deci de este, da, ar fi putut ca fiecare să-și facă două, dar nu. Dar nu, domnule, ei sunt mulțumesc, venim cu o mașină, plătește la unul, dar să-i plătească și spune că îi dă 80%. Atunci o să facă și ceilalți profesori toate documentele să le plătească la fiecare individual, chiar dacă vin toți cu o mașină. Da. Mai sunt probleme de genul ăsta cu naveta. Vă întreabă cineva așa, domnule președinte, ați văzut numărul de gradații aprobat pentru acest an în județul Gorj? Cum îl comentați referitor la număr? Da, referitor la număr, în anii anteriori au fost la unele discipline, au fost acordate mai multe gradații decât ar fi trebuit. Știți, se face acel procent de 16% din total posturi. Trebuie să vedem că numărul posturilor în județ a scăzut în fiecare an. Automat aceasta se răsfrânge și asupra acestui procentului de a gradaților de merit. Dacă 16% acum 5 ani însemna ceva, acum ia ca acest 16% scăzând, făcând procentul pe disciplină la momentul respectiv și înmulțind cu 4 și văzând câte gradații sunt în plată, de aceea a rezultat acest număr foarte mic. Au fost discipline la care normal n-ar fi trebuit să dea nicio gradație, dar trebuia ca să dea totuși una sau două, de aceea sunt așa puține la unele discipline. Da, cred că mai este o problemă, s-a prelungit la unele cadre didactice care ar fi trebuit să iasă la pensie, au făcut vârsta, au gradație pe mai mulți ani, li s-a prelungit activitatea, automat păstrează și gradația. Păstrează și gradația. Și se încadrează tot la numărul general. Tot la numărul general de... Încă un mesaj. Întrebați pe invitatul dumneavoastră să ne spună când luăm banii pe hotărâri. Da, e un punct sensibil. Este... Pentru 2016, guvernul n-a prevăzut în buget alocarea de bani pentru sentințele judecătorești. La noi în județ nu avem restanțe din banii care trebuiau luați pe 2016. Știți că i-am luat în 2015. Da. Deci, din ce am înțeles, nu sunt probleme. Toată lumea și-a luat tranșele aferente anului 2016. În țară mai sunt județe care încă nu și-au luat toți banii, tranșele pe 2016. Federația a solicitat ca la prima rectificare bugetară să prindă bani pentru aceste sentințe, urmând ca și noi Gorjul să începem plata sentințelor care mai sunt arondate în 2017. O întrebare suplimentară referitoare la procesul, la sentințele pentru dobânzi. Da, asta vreau ca să este o nebuloasă, în sensul că Ministerul Finanțelor a transmis o notă Ministerului Educației, precum că aceste dobânzi trebuie plătite din capitolul alte cheltuieli ale consiliilor locale,
și care ar trebui plătite de la de către școli, de la cheltuieli materiale. Ori școlile nu au bani pentru să-și asigure finanțarea pentru curățenie, materialele de curățenie, dar voi să mai dea și această dobândă. Încă nu s-a clarificat problema, mai mult în unele școli, procesele, în cadrul procesului au fost scoase consiliile locale ca parte din proces. Atunci cum poate să mai plătească această dobândă? Sperăm că o să o rezolvăm. Da? Da, au trecut, suntem pe final de emisiune, mai avem doar câteva minute. Care ar fi, să spunem așa, prioritățile agendei dumneavoastră, așa am și numite priorități în educație, pentru că ce aveți dumneavoastră pe agenda la sindicate, practic, sunt prioritățile în sistemul de educație, nu sunt prioritățile sindicatelor. Așa, sunt ale tuturor. Ce aveți pe agenda, în afară de ce am discutat până acum, care ar fi alte priorități pentru anul 2016, pentru perioada aceasta? Pentru perioada asta urmează la noi, la sindicat, la Uniunea Județeană, avem conferință județeană, au trecut 5 ani de când am fost ales, expiră mandatul și e normal că va trebui să ținem o conferință. În rest, asta undeva solicităm, în vară, probabil când se termină mandatul dumneavoastră. Da. În perioada următoare n-am reușit să vorbim despre concursul pentru ocuparea funcțiilor de director, deci ne tot amenință ministerul că va începe. Federația s-a retras de la discuții cu ministerul în comisie, că noi am solicitat ca toți directorii să dea un concurs național, la fel testarea cunoștințelor teoretice, toată lumea, sistem bacalaureat cu subiecte unice. Ministerul nu a acceptat. Într-un final am înțeles că acum s-a găsit o variantă sau se propune o testare online. Da. Și aceasta face, deci este un obiectiv pentru care noi milităm. Vrem să excludem politicul din implicarea în conducerea unităților școlare. Vrem, deci, modificarea din lege a articolului care prevede ca în aceste comisii de examen să facă parte un reprezentant al Consiliului Local. Da, suntem de acord, dar să participe cu statut de observator. Păi aici e problema. Ei nu vin la consiliile de administrație ale școlilor. Da, păi să mai vină și aici sau... Păi aici e problema. Depolitizăm, să spunem așa, în sensul că directorul n-ar mai fi reprezentantul unui partid neapărat pus în funcție de... așa, și ne trezim cu el ca reprezentant al primarului, adică primarul își pune omul pe care îl vrea. Deci dăm din lac în puț, exact, pentru că de multe ori la primărie avem de ăștia. Da, noi am mai certați cu învățământul în general. La fel am solicitat ca propun, deci cei care urmează să participe la un concurs pentru ocuparea funcției de director să aibă accesul sau votul cadrelor didactice din școală. De ce trebuie să mi-aducă mie un director de la altă școală? De ce trebuie ca să îmi vină poate un cadru didactic care nu face cinste unității școlare? Acesta vine la concurs, este agreat de Consiliul Local sau poate de inspectorul general și acesta vine conducătorul școlii, iar el nu este agreat de colectivul rând, de profesori. În primul rând ar trebui să respectăm legea educației, unde se spunea că directorul trebuie să fie titularul școlii respective. Acel articol este suspendat de la apariția legii. De la apariția legii. Și cred că s-au rezolvat multe. Și bineînțeles, votul Consiliului Profesoral. Consiliul Profesoral, să aibă acceptul. Adică sunt 5 care vor bun. Dacă toți cei 5 le dă acceptul Consiliului Profesoral, toți 5 merg la concurs. Nu trebuie doar la unul singur. Bine, dar trebuie să fie membri în acel consiliu de manager și da, aici se mai... Da, să aibă sunt niște condiții legale.
Ar mai fi, iată, pe nesimțit ar mai fi fost multe de discutat. Cu siguranță vă mai așteptăm la emisiunea noastră să discutăm despre problemele școlii gorjene, de fapt învățământului în general. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și cu această ocazie solicit sprijinul membrilor de sindicat dacă nu-și găsesc rezolvare problemele cu care ne confruntăm în școli, să vină alături de sindicate și să-i arătăm conducerii acestei țări sau primului profesor că suntem o forță. Este important acest lucru. A fost cu noi domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!